Bună ziua, Excelenței sale, domnului președinte Klaus Iohannis, președintele României, domnului prim-ministru Ludovic Orban, domnului ministru al Economiei și Energiei Virgil Popescu, domnului ministru al Afacerilor Interne Marcel Vela și domnului consilier prezidențial Cosmin Marinescu. Bună ziua presei și celorlalți invitați. Azi am onoarea, plăcerea de va anunța, domnule președinte, domnule prim-ministru, că lucrările la gazoductul Brua s-au finalizat. Brua, așa cum ați constatat aici în stație, că stația funcționează și avem un export către Ungaria, care a început la ora 7 dimineața, valoarea investiției pe care ne-am închis e de 423 de milioane, cu o economie de 23 de milioane, care procentual înseamnă 11% față de valoarea estimată din caietul de sarcini din documentația de atribuire. Tot project managementul la această mare investiție a fost asigurat de către specialiștii Transgaz, pe care țin să-i felicit pe toți care s-au implicat, și mi-a permis de-a lungul timpului, când a fost necesar la identificarea proprietarilor, și sunt peste 22.500 de proprietari din 11 județe ale țării, din regiuni geografice diferite, să am și peste 500-600 de salariați de la Transgaz. Cu o firmă, dacă aveam externalizat, era greu astăzi, sau la vremea respectivă, să mobilizeze atâta resursă umană. Cu ocazia finalizării Brua, a stațiilor de comprimare, prin modernizarea lor de la Siliștea, de la Onești, care s-au îndeplinit mai devreme, cu circa 4 luni de zile, ne-am îndeplinit și toate angajamentele față de Digi Competition, care cel mai important era să asigurăm capacitatea biredecțională și mai ales cea din România către Ungaria de 1,75 de miliarde de metri cubi pe an. E o mare realizare a specialiștilor Transgaz, o mare realizare a României, că și-a îndeplinit obligațiile față de Comisia Europeană, și e un proiect strategic care va duce ca România să nu mai fie ocolită de tranzitul gazelor pe teritoriul ei. Domnule președinte, aveți cuvântul pentru a vă exprima opinia dumneavoastră. Mulțumesc, domnule director, domnule prim-ministru, domnilor miniștri, distinși reprezentanți ai autorităților locale, președintele Consiliului Județean, domnul primar. Doamnelor și domnilor, în primul rând, felicitări. Felicit compania Transgaz și conducerea acestea pentru finalizarea primei faze a celui mai ambițios proiect din domeniul energiei. Atenție! Cel mai ambițios proiect din domeniul energiei este gazoductul Brua, proiect realizat în bună măsură și cu fonduri europene. Este o realizare deosebită, cu o încărcătură simbolică și prin faptul că marchează în pragul Zilei Naționale îndeplinirea unui obiectiv extrem de important pentru România. Anul trecut, cu ocazia inaugurării unei alte stații de comprimare din cadrul proiectului Brua, am decorat compania Transgaz pentru rezultatele sale.
Vizita de astăzi reprezintă încă o confirmare a ceea ce am spus anul trecut, și anume că Transgaz este o companie matură, aflată pe drumul dezvoltării la scară regională și capabilă de rezultate valoroase. BRUA nu este însă singurul proiect de dezvoltare finalizat în decursul acestui an de către Transgaz. Doresc să menționez și gazoductul Ungheni-Chișinău, un alt proiect major de investiții, strategic pentru România și pentru Republica Moldova, proiect prin care ne bucurăm să fim încă o dată aproape de românii de peste Prut. Iată că România își dovedește capacitatea de a valorifica în mod corect poziția geostrategică, mixul energetic diversificat și resursa umană calificată. Vă felicit, domnule director, pe dumneavoastră și întreaga echipă Transgaz. Vă doresc mult succes în continuare și aștept vești la fel de bune și despre alte inițiative care să apropie România de statutul de hub energetic regional. Doamnelor și domnilor, dezvoltarea sistemului național de transport de gaze pe coridorul BRUA este o etapă esențială a întăririi securității energetice atât a țării noastre, cât și a Uniunii Europene, dar și a securității energetice în regiunea Mării Negre. Astfel, prin interconectarea BRUA pe coridorul vertical, prin materializările exploatărilor offshore din Marea Neagră, care sperăm să debuteze cât mai curând, România are aturi veritabile pentru a deveni un important jucător în regiune pe piața gazelor. În acest sens, am convingerea fermă că fondurile investite în infrastructura de transport de gaze vor genera mai mult decât o poziționare competitivă a României pe piețele de profil sau o reafirmare a credibilității țării noastre ca partener etalon pentru creșterea securității energetice în întreaga regiune. Aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse va satisface mai bine cererea pe piața internă și va conduce la un nivel sporit de predictibilitate și securitate în aprovizionare pentru consumatorii din România. Să nu uităm că în România, deși suntem al doilea mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, jumătate dintre gospodării se încălzesc în continuare cu lemne de foc, utilizând instalații învechite, neperformante, care afectează sănătatea și poluează mediul. Programul Național de Racordare la Sistemul de Distribuție a Gazelor Naturale, inițiat de Guvernul Liberal în vara acestui an, are ca obiectiv tocmai rezolvarea acestor probleme. Conectarea comunităților din România în ritm accelerat la resursele de gaze naturale reprezintă o prioritate guvernamentală asumată, care se materializează pe zi ce trece. Românii trebuie să beneficieze cu adevărat de resursele pe care țara noastră le are, care trebuie să fie exploatate inteligent, corect și eficient. În același timp, doresc să încurajez, în contextul provocărilor asociate Pactului European Green Deal și orientarea spre investiții în capacități de transport pentru combustibilul viitorului, hidrogenul. Doamnelor și domnilor, suntem aproape de finalul unui an greu, marcat puternic de efectele pandemiei de COVID-19. Criza încă nu a luat sfârșit, însă avem speranță că dacă rămânem hotărâți în eforturile noastre de până acum, vom depăși totul cu bine. Astăzi
Suntem aici pentru a marca finalizarea unei investiții strategice în infrastructura de transport de gaze naturale. Am certitudinea că în perioada următoare vom saluta împreună și alte reușite. Planul Național de Investiții și Relansare Economică, lansat de Guvernul Liberal în această vară. Planul Național de Redresare și Reziliență, aflat deja în consultare publică, sau acordul de parteneriat pentru fondurile structurale și de coeziune, sunt documente pragmatice al căror numitor comun îl reprezintă investițiile. După 30 de ani de promisiuni, România de astăzi este nu doar mai bine condusă, chiar în condiții dificile, dar are o viziune clară despre dezvoltare economică, accesul la fondurile europene și proiectele de investiții concrete. Cred cu tărie că aceasta este șansa României. O șansă pe care nu avem voie să o irosim. Și când spun nu avem, mă refer deopotrivă la decidenți politici, manageri de companii și salariați, funcționari și cetățeni în general. România normală nu poate fi decât rezultatul unui efort comun de redresare, precum și al unei voințe comune de a avansa cât mai rapid pe direcții sănătoase pentru dezvoltarea țării noastre. Vă felicit încă o dată, vă mulțumesc tuturor! Excelența voastră, domnule președinte, domnule director general, domnule consilier, stimați colegi miniștri, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar al municipiului Reșița, stimați reprezentanți ai mass media și participanți la acest eveniment. Mă bucur că putem să marcăm finalizarea unei investiții extrem de importante, nu numai pentru România, ci unei investiții extrem de importante pentru Europa. Se știe că proiectul gazoductului Brua, care vine de la inițialele Bulgaria, România, Ungaria, Austria, are rolul de a diversifica sursele de aprovizionare cu gaz natural ale Uniunii Europene, în principal cu legarea la conducta TAP, care aduce gaz din Azerbaidjan. De asemenea, există mai multe conexiuni posibile care pot să permită această diversificare a surselor de aprovizionare cu gaz natural, de care are atâta nevoie România. De asemenea, gazoductul Brua este extrem de important alături de alte investiții care urmează să fie realizate și pentru fructificarea optimă a zăcămintelor de gaz natural de care dispune România. Este o investiție mare. Inițial fusese prevăzută investiția evaluată la aproape 480 de milioane de euro. S-a văzut ce înseamnă procedurile de achiziție derulate corect și s-a văzut ce înseamnă un control strict, un management foarte bun al acestui proiect din costul final, care este de 423 de milioane de euro, care este cam cu peste 11% mai mic decât costul inițial. Acest proiect a beneficiat de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de aproape 180 de milioane de euro, din cadrul Connecting Europe Facilities, restul finanțărilor fiind asigurate de Transgaz prin intermediul unor credite, niște condiții foarte bune care au fost negociate cu Banca Europeană de Investiții și cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Sigur, asta este prima fază a BRUA. Sigur că noi ne-am îndeplinit obligațiile asumate față de partenerii europeni. Pentru finalizarea BRUA mai sunt necesare, evident, și câteva lucruri care nu depind de noi, ci depind de partenerii bulgari
și de partenerii ungari. Și suntem încredințați că până la urmă o politică care este stabilită la nivel european va fi pusă în practică de toți partenerii noștri de la nivel european. Aș vrea să menționez cu această ocazie proiecte extrem de importante pe care le dezvoltă Transgaz. Știți foarte bine că am lansat un plan național de dezvoltare, care este practic planul care reușește să adune toate programele de care beneficiază România. Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, finanțarea din bugetul multianual al Uniunii Europene, celelalte tipuri de finanțări de care beneficiază România, de asemenea, finanțările pe care le avem din partea unor parteneri instituționali precum BERD, BEI, Banca Mondială, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și așa mai departe. Primul obiectiv de investiții care va fi realizat în următoarea perioadă este asigurarea legăturii între BRUA și zăcămintele de gaz natural de la Marea Neagră prin intermediul gazoductului Podișor-Tuzla, care practic face legătura între zăcământul de gaz natural de la Marea Neagră și gazoductul BRUA pentru o valorificare superioară a acestor zăcăminte de gaz. De asemenea, sunt în curs de rulare, de derulare, sau urmează să înceapă foarte multe magistrale de gaz natural. Aici, de exemplu, suntem la Jupa, se realizează studiul de fezabilitate pentru legătura între Jupa, Caransebeș, Herculane, Orșova până la Prunișor, care va realiza o conductă prin care se va permite conectarea la gazul natural a foarte multor localități din Caraseverin și din Mehedin. Se lucrează la conducta Onești-Ghereiești, se lucrează la conducta Craiova-Segarcea-Calafat, deja cred că este terminat Craiova-Segarcea. Se lucrează la magistrala din nord, care va face legătura, să spun, între Vatra Dornei, Borșa, Vișeu de Sus. Peste tot aproape se construiesc astfel de tronsoane de magistrale care au rolul de a permite accesul la această resursă de care dispune România pentru cât mai mulți români. Gazul românesc trebuie să ajungă în casele românilor și trebuie să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre români și noi garantăm lucrul ăsta pentru că în afară de investițiile Transgaz, deja am alocat peste 1 miliard de euro, 234 de milioane de euro din actual exercițiu financiar și 800 de milioane de euro din viitor exercițiu financiar pentru înființarea de distribuții de gaz în localitățile care nu beneficiază de conectare la rețeaua de gaz. De asemenea, susținem atât din fonduri europene cât și din fondul de modernizare investiții extrem de importante de utilizare a gazului natural în producerea în sistem de cogenerare cu randamente de peste 95% producerea de energie electrică și de energie termică. Se știe că sistemul de termie din România a suferit enorm în ultimii 20 și ceva de ani, că are nevoie de investiții masive, că trebuie să introducem randamente foarte mari, trebuie să aducem eficiență, trebuie să reducem pierderile, atât pierderile pe rețele, cât și pierderile din clădiri. De asemenea, avem finanțări extrem de importante, inclusiv pentru izolarea termică a clădirilor. Și în fine, închei prin a spune că vom căuta să susținem acele proiecte care valorifică această resursă pe care o avem, gazul natural, într-un mod superior. Să nu uităm că am avut o industrie petrochimică dezvoltată și care poate să fie reclădită bizuindu-ne pe această resursă importantă. Felicitări, domnul director general, felicitări echipei Transgaz și tuturor companiilor care au fost implicate în realizarea acestui proiect și sunt convins că în anii în care vor veni, acest proiect se va multiplica și va aduce noi și noi beneficii pentru români. Mulțumesc! Vreau să vin cu o rectificare. Deci angajamentele au avut termen pentru oferirea capacității de 1,75 de miliarde de metri cubi către Ungaria data de 1 decembrie. Și am greșit și am spus 1 noiembrie. Vreau să vin cu această rectificare să nu se înțeleagă greșit.